Dragii mei colegi, vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru sprijinul și munca depusă de-a lungul anilor, pentru dedicarea cu care ați muncit în fiecare zi de campanie electorală și nu numai, fie că vorbim de cea locală sau cea parlamentară. Așa cum am spus, la lansarea candidaturii mele, de câștigat voi câștiga doar dacă fiecare dintre dumneavoastră mă veți ajuta. Doar dacă fiecare dintre dumneavoastră veți vorbi cu reginienii pentru a le face cunoscute echipa și proiectele noastre. Și iată-mă azi, aici, primarul municipiului Reghin, cu majoritate în Consiliul Local, datorită dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragii mei! Stimați invitați, vă mulțumesc pentru găduința acordată de a mulțumi înainte membrilor PSD Reghin pentru victoriile pe care ei le-au făcut posibile. Am spus-o de fiecare dată și o să tot repet. În viața profesională a fiecăruia dintre noi există, dacă avem acest noroc, un om care ne marchează evoluția, care devine un sfătuitor atunci când trebuie și un critic atunci când nu vrem, dar avem nevoie. Un om care, prin comportamentul și caracterul său, devine un reper în sine. Pentru mine, acest om este domnul Ovidiu Natea. Căruia vreau să-i mulțumesc încă o dată că a fost necondiționat alături de mine din momentul în care am intrat în politică. Vă mulțumesc tuturor că ne onorați cu prezența dumneavoastră și că sunteți, așa cum ați fost întotdeauna, alături de organizația Partidului Social Democrat din municipiul Reghin. Vă mulțumesc dumneavoastră, colegilor mei de organizația județeană PSD Mureș, pentru sprijinul și încrederea pe care ați avut-o în mine. În campania electorală, stafful de campanie m-a sfătuit să nu spun tot timpul că e greu că sunt femeie, dar să fim sinceri, trebuie apreciată conducerea PSD Mureș că a susținut la o funcție atât de importantă o femeie. Și trebuie să vă mulțumesc și dumneavoastră că a dat dovadă că sunteți mai sus decât caracterizarea făcută ADN-ilor acea de misogini. Aceleași apreciere merită și colegii noștri de alianță, atât de la județ cât și de la nivel local, PNL și PC. Credeți-mă, mi-e imposibil să exprim în cuvinte ceea ce înseamnă pentru mine că sunteți astăzi alături de mine și de echipa PSD. Mulțumesc consilierilor locali USL pentru tot efortul depus și pentru responsabilitatea de care dau dovadă în exercitarea atribuțiunilor lor. Știți bine că nu e prima dată când prezint în fața dumneavoastră un raport de activitate. Însă, poate e pentru prima dată când o fac cu atâta mândrie, pentru că, înainte de toate, vă prezint un raport al succesului electoral al organizației noastre de partid. În ultimii 2 ani de zile, organizația PSD Reghin a avut o serie de acțiuni pe care dumneavoastră le cunoașteți deja. Acțiuni culturale, caritabile, strângere de ajutoare pentru sinistrați, împărțire de pachete cu alimente și dulciuri, la acțiuni politice ca mitingul de dimitere a guvernului Boc, la care a participat peste 100 de persoane, până la acțiunile electorale care ne-au adus mult doritele și meritatele victorii. Eu vă întreb, mai candidează cineva? Dacă nu dați voie să supun la vot, cine este pentru ca Maria Precu să fie președinte o candidație? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc! A fost o zi foarte grea, dar s-a terminat cu bine. Deci emoțiile nu mi le pot controla nici acum, după atâția ani. Sunt președinte de 9 ani în acestui partid, dar când îi văd pe colegii mei uitându-se către mine și venind cu atâta încredere, mă simt atât de responsabil încât chiar o emoție cred că este normală. Mă simt și măgulită pentru că am fost puțin cam răsfățată prin laudele pe care mi le-au adus atât colegii din organizație cât și cei de la conducerea organizației județene și colegii din județ. Și asta înseamnă că efortul meu chiar a fost recunoscut, dar și implică o muncă asiduă în viitor și o responsabilitate mult mai mare, pentru că atunci când ești primar și așteptările sunt mult mai mari și din partea colegilor de partid, și să nu mai spun de ceea ce se întâmplă în Reghin.
dar cu ajutorul lui Dumnezeu sper să fie bine și sper să nu dezamăgesc pe cei care au fost alături de mine în clipe mult mai grele decât astăzi. Astăzi a fost o conferință după un lung șir de conferințe în care eram în opoziție și în care nu ne realizam scopul de a prelua conducerea primăriei. Deci a fost un moment deosebit emoționant pentru Reghin, zic eu, nu numai pentru organizația PSD. Deci, un fel mai mult o celebrare a unor succese, așa însumate, de la locale până la parlamentare. Dar succese de unitate, cred că asta a fost, de fapt, marea realizare a Reghinului. Așa au putut să facă ca organizația Reghin să aibă președinte interimar din Reghin, să aibă secretar executiv Maria Brecu din Reghin, o recunoaștere la nivel național. Faptul că în zona de nord a județului USL-ul a scos 3 parlamentari din primul tur, cum se spune, sau cu peste 50%, confirmă că se muncește, că organizația de partid are un rol deosebit și că oamenii cred în noi. În continuare, asta ne obligă, ne dă sarcini și mai grele și voi face tot ce stăm putință să fiu alături de Maria Precu ca primar și împreună să facem o echipă la județ mai departe în ceea ce urmează să avem să facem pentru zonă și pentru județ. Iată, avem de-a face cu o organizație de succes în ultimii ani în planul politic și administrativ în Reghin, organizație care a fost condusă în această perioadă și în toate evenimentele și bătăliile politice purtate până acum de către Maria Precu. A câștigat și asta înseamnă că trebuie să continue, pentru că mi se pare firesc ca oamenii să-și pună atâtea speranțe în primărița de Reghin, să aștepte atât de mult de la un om care va fi în stare să dea înapoi răspuns tuturor acestor așteptări. Eu cred că este confirmarea muncii depusă de doamna președinte Maria Precu în ultimii ani și în cununarea succesului avut anul trecut. Probabil că în perioada următoare, de fapt nu probabil, cu siguranță va demonstra faptul că decizia luată astăzi a fost una corectă și așa cum ne-a obișnuit și până acum ne va ajuta în activitatea noastră politică. O funcție importantă aceasta pe care o veți ocupa de acum înainte. Da, este o funcție importantă pentru PSD Reghin. Sper să fie și de ajutor, pentru că în condițiile în care doamna primar, președintele organizației, are foarte multă treabă la primărie, o parte din problemele care trebuie rezolvate în cadrul PSD Reghin, cred că o să mi le delege mie. Asta în condițiile care dânsa dorește sau va fi propunerea biroului în condițiile acestea. Funcția de prim vicepreședinte este o funcție importantă în PSD Reghin, dar vreau să vă spun că toți vicepreședinții sunt la fel de importanți. Și de fapt, nu numai vicepreședinții, și membrii biroului, dar dacă vrem să extindem așa cum facem de obicei și vrem de fapt lucrul ăsta, toți membrii PSD sunt, cred, la fel de importanți. Fiecare dintre noi și-a dus aportul pentru succesul care l-am înregistrat la alegerile locale și parlamentare, așa că fiecare merită aprecierea noastră a tuturor.